unde va fi Great People Inside peste 15 ani. Peste tot. Pot să spun că după doar 2 ani și ceva de când, practic după un an și ceva de când noi am dezvoltat o tehnologie extraordinară. Deci IT-istul nostru Eugen este genial. Ce a făcut cu platforma este, în fine, extraordinar. Avem din aproape lună de lună avem un partener dintr-o altă țară. De asta răspunsul meu a venit așa brusc la obiect. Peste tot. Avem, de exemplu, solicitări. Astăzi suntem în vreo 26 de țări. Avem solicitări să mutăm conferința noastră internațională, anuală, la Atena pentru la anul. Și stau să mă gândesc. Ok, dar ce fac cu românii mei? Că eu am o problemă. Dacă vreau să părăsesc țara asta, o părăseam de mult. Dar îmi place, adică pe mine mă distrează. Sunt lucruri care mă enervează. Dar sunt lucruri pe care nu cred că le-ai putea face în altă țară, pentru că aici e loc încă să crești, să te dezvolți. Și la stilul meu și stilul nostru de a munci, ne regăsim foarte frumos în zona asta a României. Așa că eu mă văd lucrând în afară, în cadrul companiei mele, Great People Inside. Noi suntem și acționari la nivel global și membri în board la nivel global. Practic noi o conducem împreună cu partenerii noștri din Danemarca și din Vietnam. Dar în același timp, Great People Inside, peste 15 ani, o să fie o dată peste tot și în al doilea rând o să fie o conferință care o să aibă 30 de ani și dacă stau să mă gândesc bine, eu o să am aproape 60 de ani, nu, chiar 60 de ani, peste 15 ani și un pic și o să pot, adică m-aș bucura foarte tare să urce cineva pe scenă și să zică și acum să-l aplaudăm pe fondatorul conferinței internaționale Great People Inside. Bine, asta aberăm acum. Ideea este că eu ce am construit de-a lungul celor 21 de ani de activitate, n-am construit ceva pentru mine. Știu că sună pentru unii ciudat. Ce am construit și am încercat să construiesc inclusiv pentru piață. Am adus tehnologii noi, practic am creat două branduri în țara asta. Am încercat să întoarcem către companii ajutorul pe care ei ni l-au dat, de exemplu, când a fost nouă greu. Am încercat să aducem exemple de bune practici, să-i facem pe oameni să se cunoască între ei. Networking-ul pe care noi îl creăm în cadrul conferinței este ceva fabulos. Acum, nu numai că bem într-o seară, dar oamenii respectivi stau acolo, discută între ei, fac schimb de cărți de vizită. Avem 86% feedback de extraordinar la conferință. Și mai avem încă 7% de foarte bine. Foarte bine și extraordinar sunt ultimele două. Deci, practic, 95% dintre participanți au spus că au avut o experiență extraordinară. Avem oameni care au venit din Canada, din Statele Unite, și au zis că ei n-au văzut o astfel de conferință organizată la ei în țară. Nu neapărat prin prisma faptului că din punct de vedere a organizării ne pricepem, ci prin prisma conținutului și calității celor care vin să vorbească. De exemplu, noi în fiecare an începeam cu unul din invitații noștri internaționali și avem mulți. Anul ăsta vom începe cu un român. De ce? Foarte simplu. Vreau să tragem un semnal pentru ce e conferința asta făcută. Să tragem un semnal, să arătăm, fraților, și noi putem să facem treabă în țara asta, dar trebuie să vrei, trebuie să respecti niște principii. Și aici vorbesc despre Dan Ștefan de la Autonom, care, nu știu dacă știți, dar tocmai au achiziționat și BT Asigurări. Deci o companie care anul viitor cred că o să aibă 50-60 de milioane de euro de cifră de afaceri. O companie construită de un român care a plecat, să spun așa, din câteva mașini și astăzi este peste tot, și care are niște angajați fabuloși. Vă puteți închipui că ei trebuie să citească cărți pe care trebuie. Le-a inoculat dorința de a citi astfel de cărți, astfel încât șoferii, de exemplu, care fac transport de persoane, să poată să înțeleagă mult mai bine firea umană.